Bine, v-am găsit la horoscopul zilei de 12 ianuarie, o zi de staționare. Stăm un pic într-o gară și pregătim să dăm trenul înapoi. Adică Marte, de azi încolo, începe să-și reia mersul direct. Bun, nu o să o ia la fugă din prima. Ca oricărei mașinării, are nevoie de un pic de repaus înainte de a reporni motoarele. E ca în Titanic, știți, când au văzut icebergul și au oprit motoarele, le-au dat înapoi, a trebuit ceva timp vaporului să-și facă toate comenzile. La fel și cu Marte. Dar măcar o să simțim de acum înainte că înaintează vaporul ăsta. Că vaporul ăsta a mai luat-o și pe căi lăturalnice, a mai luat și decizii proaste, ne-a mai ținut pe loc, că l-avem în continuare pe Mercur retrograd. E, îl mai avem o săptămână. Dar o să scăpăm de el în curând. O să mai simțim și noi că merg lucrurile în domeniile acelea pe care Marte retrograd le-a cam dat peste cap. Tranzacții, afaceri, cumpărături, documente, comunicare, relații care au fost un pic defectuoase în ultima vreme. Cred că de prin octombrie, de când a început retrogradarea lui Marte, de la sfârșit de octombrie mai precis, acest Marte și-a băgat coada așa, a mai pus niște piedici. Nu, a făcut el mari probleme. Eu l-am simțit mai puternic decât un Mercur retrograd, de exemplu. Clar că puterea unui Marte retrograd într-o zonă mercuriană e mai mare decât a lui Mercur retrograd oriunde pe zodiac. A mai pus bețe în roate, a mai amânat niște lucruri, le-a întârziat, le-a reconfigurat, le-a reașezat într-o altă direcție, ne-am răzgândit. Relații care mergeau bine s-au oprit și acum, după ce o să stea un pic staționar, așa cum ziceam, îi trebuie un pic de respiro, o să înceapă să repună la loc ceea ce a cam dat peste cap de la final de octombrie până acum. Că de acum merge tot înainte către ieșirea sa din Gemeni în luna martie. O să aibă și efecte foarte bune acest Marte în Gemeni acolo. De acum înainte, comunicarea o să meargă mai alert, mai intens, pentru că Marte este o planetă de acțiune, de energizare, de dinamizare și o să dăm din nou drumul la motoarele strict legate de zona gemenilor. Decizii, declarații pe care trebuie să le facem, să spunem ce n-am avut curaj să spunem, să regândim niște lucruri pe care le-am mai gândit odată, dar acum s-ar putea să le vedem dintr-o altă perspectivă. Foarte posibil să fi fost un du-te vino în viața noastră în domeniile acestea mercuriene. Mercuriene înseamnă tot ce ține de gemeni. Relația noastră cu școala, cu studiile, cu examenele, cu domenii mediatice, domenii mentale. Într-un fel gândeam acum câteva luni, în alt fel gândim acum. Gândiți-vă că Marte pe aici de obicei trece cam 2 luni. Atât ai trebuie lui Marte să treacă printr-o zodie. Dar prin faptul că a retrogradat, a stat de 3 ori mai mult. Ne-a pus mintea la treabă de 3 ori mai mult. Și dintr-o direcție, și dintr-o altă direcție. Ei, acum se așează lucrurile pe un făgaș cât de cât clar, dar nu e exclus să fie o totală schimbare de acum câteva luni, când poate am privit o situație dintr-un unghi și pe perioada retrogradării ne-am mai sucit un pic, ne-am mai răzgândit și acum repornim motoarele, dar diferit. O relație o vedem diferit, un om este privit diferit, noi gândim diferit, raționăm diferit, decidem diferit, dar poate așa cum trebuie. Că totuși este o perioadă foarte bună. Acest Marte, hai să zicem, îi trebuie câteva zile să-și revină în mers normal, dar peste câteva zile, mâine, poi mâine, va forma un foarte bine făcător trigon de aer, adică Venus este în continuare într-o zonă foarte bună. Se formează în continuare un trigon dintre Venus și Marte, la care va veni în Marele Triunghi și Luna, dar despre care vom vorbi mâine. Până una alta să ne obișnuim cu motoarele din nou turând înainte, să repunem mașinăria pe făgașul normal, să regândim lucrurile pe care, din diverse motive, le-am
privit greșit, decis greșit, băgat pe linie moartă, că poate o vreme nu ne-am ocupat de niște aspecte. De ce? Pentru că ni se părea că e frâna trasă, că nu merge treaba. Acum, încetul cu încetul, o să meargă niște treburi care evoluau anevoios sau au mers pe căi greșite, iluzorii, sau pe două căi și așa, și așa, o stare de indecizie, o stare de rută, de dualitate și așa, și așa, și ba da și ba nu, ba merge, ba nu merge, pe diverse planuri. O relație, ba mergea, ba nu mergea, o afacere, o făceam, dar parcă nu o făceam, o decizie aș lua, dar parcă n-aș lua, e, de acum, gata, nu ne mai permite Universul să jucăm pe două fronturi sau să mergem pe două cărări, ci o să ne hotărâm pe una singură pe care să și construim și să-i vedem și efectele de lungă durată. Atât se întâmplă astăzi, mai multe am vorbit și în horoscopul săptămânii, vă invit să vedeți și acest film, plus multele alte filme despre acest interval, horoscopul lunii ianuarie, astrodrama lunii ianuarie, în care vorbesc, bineînțeles, despre Marte, mers direct. Și probabil am mai făcut referire pe aici, pe acolo, chiar și în horoscopul anului, pe la unele zodii. Aveți ce vedea, de aceea vă invit în playlist, în arhiva acestui canal de YouTube, pe aquaria.com, oriunde vă mișcați, dați peste tot ceea ce vă ofer cu drag. În acest moment vă invit jos să căutați minutul și secunda de unde începe zodia care vă interesează, zodia natală, zodia ascendentă și hai să vedem în ce direcție repunem noi trenul ăsta pe șine tot înainte. O zi bună să aveți, mai ceva ca în horoscop. Voi berbeci, sigur, cu Marte, care este guvernatorul vostru, în sfârșit, în mers normal, o să simțiți și voi o revenire în matcă a unor planuri ale vieții voastre. Ce părea să meargă nevoios, ba era, ba nu era, ba mergea, ba nu mergea, ar trebui să se decidă. Dar e foarte posibil, poate nu neapărat astăzi, câteva zile de acum încolo, voi să revizuiți un raționament. O vreme, un proces. Parcă ați avut un proces de gândire, o perioadă de analiză a unei situații, care până mai ieri ați văzut-o dintr-un punct de vedere, dintr-un unghi. Și acum revenind Marte în mersul lui normal și un Marte foarte bine susținut de Jupiter de la voi din Zodie, îi dați calea corectă acestui proces de gândire. Ați fost poate indus în eroare în tot acest timp, ați auzit tot felul de influențe din afară, cineva vă zicea că da, cineva vă zicea că ba, voi erați de o altă părere. Posibil să fi fost o mare vânzoleală de gânduri, de idei, de informații în viața voastră. Informații foarte contradictorii, azi primeați o informație că se întâmplă un lucru, peste câteva zile primeați că nu se mai întâmplă și normal că erați total debusolat. Se adună lucrurile în viața voastră. Simțiți o clarificare, o cale, o linie directoare mai certă în privința acelei situații care ba da, ba era, ba nu era. Și vă veți concentra pe ea. Vă trebuie o vreme așa de vagă adaptare, să reașezați totul pe făgașul normal. De aceea nu e bine să vă aruncați direct într-o decizie finală. Deocamdată e un fel de recapitulare ce faceți la toată povestea asta de cine știe câte luni încoace, care, uite așa, a mers, precum pana în vânt. E, acum pana asta prinde greutate, nu mai e dusă de colo-colo de tot felul de influențe. Foarte posibil să urmeze, peste câteva zile, poate peste vreo 2 zile, va veni o decizie foarte marcantă pentru voi, un da foarte clar, un start, un punct, un final de proces de analiză. Că până acum nu știați ce să ziceți. Poate chiar este un răspuns quiz un pic oficial, gen primiți o informație scrisă acolo pe un document, că până acum nu venea, trebuie să dați o semnătură, trebuie să spuneți, să dați o aprobare, trebuie să dați un răspuns. De-aia am spus că e chiar quiz oficial, un răspuns care deschide o etapă în viața voastră. Parcă trebuie să dați o semnătură pe un act și gata, așa rămâne, parafat lucrul ăla și vă simțiți mai sigur să faceți lucrul ăsta. Să dați semnătura, să vă dați acceptul, să acceptați, să nu acceptați acel da sau nu, dar întotdeauna un da sau un nu au iz de decizie finală.
urmează pe semne să dați acest, sau să vi se dea acest răspuns. Dacă nu voi trebuie să semnați, primiți acest răspuns. O aprobare de la un credit, un răspuns de la o școală, o notă la un examen, dar ceva marcant că acel lucru, odată clarificat, vă trimite pe o etapă viitoare, ulterioară, superioară, poate, din anumite puncte de vedere. Proiectul ăla trece la pasul următor datorită acestui moment quiz decisiv. Taurii și astăzi tronează foarte frumos acel trigon de pământ care se simte încă de ieri, încă vă ajută foarte tare. Și pentru voi acest trigon restabilește ordinea, normalitatea, adevărul, echilibru într-o situație. Sunteți mai sigur pe ceva. Pe ceva ce până acum poate era, poate nu era, era o doză de aia de înainte-înapoi. Acum vă era frică să faceți lucrul ăsta, acum aveați curaj, era o doză așa de... Erați un pic ca o mașină care nu știe să meargă înainte sau să meargă înapoi. E, acum vine un verdict, parcă vine un verdict, o informație atât de certă încât nu mai e loc de du-te vino. Așa rămâne, bătut în cuie. Și odată bătut în cuie, vă concentrați asupra acelui lucru. Primiți o veste foarte fermă, foarte certă. Da, ai fost primit la un anumit curs. Ai luat nota 8 la un examen. E ceva care pune așa cireașă de pe tort la un demers în care ați fost implicați. Foarte posibil să fie vorba de o informație importantă, de o veste, de o întâlnire marcantă cu cineva și poate chiar cu iz profesional pe aici pe acolo, cum ar fi un examen, un răspuns la o cerere făcută, dar aveți încredere, e o doză mare de încredere în ceea ce urmează să se clarifice în viața voastră. Parcă nu mai stați ca în gară, parcă nu mai stați temător, se vede așa pe voi o doză de siguranță, de stare de bine, că în sfârșit s-au așezat apele. Gemenii, Marte, retrogradul, își oprește mersul înapoi la voi în zodie. Face, pauză, o mică pauză. Cât și pentru voi, cam așa sună ziua de azi, ca o mică, ca un răgaz. E momentul ăla când vă treziți din somn și trebuie să vă apucați în curând de ceva. E, prima reacție este un pic de inerție, un pic de oboseală, un pic de stai să văd, încotro să o iau. O frică de a merge înainte. Că erați obișnuit cu mersul înapoi. Erați obișnuit că ceva nu merge. Erați obișnuit că trebuie să munciți mai tare ca oricând. Era o doză chiar de pesimist din anumite puncte de vedere. Știați că lucrul ăla de care vă ocupați merge prost, ziceați voi. E, și pentru că în curând va începe să meargă bine, începe să vă speriați. Hopa, stai, chiar trebuie să vâsilesc înainte de acum? Eram obișnuit că mă duce valul înapoi. Este o mică zguduială ce simțiți voi acolo. De reconfigurare, traseu, resurse. Și prima reacție este, dar eu nu pot. De ce? Pentru că de 2 luni și ceva tot ceva dă cu spatele în viața voastră. Aproape că așa vi se părea normal. Că e cu nu orice ați face. Totuși vă adunați voi așa o doză de... Nu de optimism, deocamdată n-aveți optimism, peste câteva zile da, o să vină și optimismul. Deocamdată vă adunați forțele, deocamdată vă căutați resursele, să vedeți ce v-a mai rămas prin buzunare pe acolo. Măi, mai am vreun pic de putere, vreun pic de răbdare, vreun pic de motivație să duc mai departe lucrul ăla cu care, uite, de când tot înapoi merge? Există o doză de frică, de eșec, dar n-aveți motive. Peste câteva zile o să pornească toate lucrurile din nou foarte bine. Acum da, influențat. Influențat de trecut, influențat de ceva ce merge greu, anevoios, de-andoasele, a nu merge ba deloc. E... Poate sunteți influențat negativ. E foarte posibil și anturajul pe aici pe acolo să vă fi tras înapoi multă vreme.
Ați început să vedeți fantome peste tot, nu că le vedeați voi, ci vă spuneau alții că pe acolo sunt fantome. Era o doză de manipulare negativă a altora, gen, tu nu poți, nu-i momentul, nu o să-ți iasă, încât ați crezut și voi, ați ajuns să credeți așa ca ei, că lucrul ăla nu se poate. E acum parcă începe să vă gândiți, măi, dar eu nu fac lucrul ăsta nici pentru ei, nici ei nu fac treaba mie, eu o fac. Parcă vă aduceți aminte de voi. Începe să vă gândiți la propriile puteri, pentru că propriile puteri au fost diminuate de anturaj, să zicem așa. Oameni din jur care v-au tras înapoi. Stai aici cu minte, nu te du înainte. Și începe să primiți acea doză de egoism, egocentrism, individualism, eu, foarte puternic, deocamdată doarme eu ăla, dar se trezește. Începe să vă treziți și spune, stai mai, dar lucrul ăsta eu îl fac. Nu cu tare, nu cu tare, nu pentru cu tare. De ce să nu pot? Și peste câteva zile, repet, probabil peste vreo 2 zile, poate chiar și de mâine încolo, când Marte va începe efectiv să înainteze și va primi și acel foarte bun trigon de aer, probabil atunci o să dați benzina rezervor. Acum e încă influența nefastă din jur, încă teama de a reîncepe ceva, de a mai încerca o dată și o să reîncercați totul și o să meargă de minune. Racul, vă vin așa niște flash-uri, niște idei, niște gânduri. Gânduri de a schimba ceva pe un anumit plan al vieții. Că până acum, o anumită acțiune mergea, dar era trasă în două direcții total. Ceva vă zicea că da, ceva vă zicea că nu. Sau poate chiar aceeași acțiune va merge înainte, va merge înapoi. Era așa un fel de carusel de du-te vino în viața voastră. Dar nu v-ați pierdut încrederea, speranța, optimismul că într-o zi, totuși, caruselul ăsta o să se hotărească într-o singură direcție. Și se cam apropie momentul ăla. Poate deocamdată nu, poate deocamdată sunteți la faza de recuperare de forțe. Vă mai adunați așa, vă mai... Să vedeți ce să fac, încotro să o iau. Peste câteva zile o să meargă. Peste câteva zile o să înceapă să vină resurse de ajutor pentru ideile astea pe care le țineți acolo. S-ar putea să fie lucruri foarte personale, secrete, parcă nici nu le-ați spus la nimeni sau poate le-ați spus la cineva, dar faptul că au fost controversate, aproape că le-ați trecut și voi pe linie moartă. Și de aia probabil au fost badaba nu. Uneori credeați în ele, uneori nu mai credeați în ele. Era așa un du-te vino și în privința ideilor vis-a-vis de acel lucru. Vă veți hotărâ dintre să o fac sau să nu o fac, veți hotărâ una dintre căi și veți alege cea mai bună variantă. Intuiția o să vă dea suficientă iluminare și claritate să alegeți ce e mai bun pentru voi. E o doză de încredere pe care începeți, poate încă nu aveți, începeți să o recăpătați în planul ăla. Un plan care, da, poate o vreme a trecut pe linie moartă, poate n-a mai mers deloc, dar ceva vă spune, ba da, domnule, o să meargă. Poate chiar un plan care a avut așa mai multe etape, etapa 1, n-a mers, etapa 2, iar a stat, etapa 3, iar a stagnat. E, acum intrați în nu știu câta etapă, dar pare să fie și cea care readuce mașinăria pe făgașul normal. O să vedeți că merge, că înaintează, că nu mai sunteți trasă înapoi. Orice ar fi, o relație care ba mergea, ba nu mergea, o afacere care a înaintat, pe urmă a scăzut. A fost ceva așa, cu parcă trebuia ca la roller coaster, ba sus, ba jos să mergeți și de acum merge tot înainte, cu viteză maximă, cu un vis nou la orizont, cu o țintă nouă pe care vreți musai să o atingeți și o să o atingeți cu siguranță. Voi lei aveți niște discuții foarte serioase cu un tovarăș, indiferent ce înseamnă tovarăș. Tovarășul de viață, tovarășul de afaceri, tovarășul de muncă, există un om cu care împărțiți ceva sau lucrați alături de cineva. Și se naște acolo o mică dispută privind bunul mers al acelei situații. Cineva are o dorință de a fi capitanul, șeful. Și se știe, de fapt, cine vrea să fie șeful. Sigur că voi puteți fi acela. Dar dacă vă veți gândi bine, în tot acest timp, tovarășul ăsta al vostru a jucat un rol esențial.
Ba chiar de multe ori v-a tras de mânecă, ba chiar de multe ori v-a zis stai ușurel, nu e bine. Ba chiar a venit și cu opinii total diferite, încât de multe ori ați considera că nu-i tovarăș, ci mai degrabă inamic. Dar e altă viziune asupra aceleiași situații. Voi o vedeți dintr-un unghi, celălalt o vede din alt unghi și din ambele unghiuri poate ieși un tandem constructiv. Singur, sigur că puteți, dar voi aveți anumite resurse. Personajul ăsta cu care faceți echipă vine cu alte resurse. Unul vine cu energia, altul vine cu strategia, unul vine cu banii, altul vine cu timpul. Deci vă puneți la un loc fiecare niște resurse și iese ceva reciproc avantajos. Dar parcă n-ați ajuns încă la acea concluzie. Foarte posibil să fie existat în ultima vreme un fel de rivalitate, de repulsie, de eu nu țin cont de nimeni, eu știu mai bine ce am de făcut, da, o doză de ego, ba unuia, ba altuia. Dar ajungeți probabil de azi înainte, să-și revină un pic Marte din retrogradare, de azi înainte vă veți da seama că aveți același scop, interesul e comun și unul și altul veți câștiga din povestea asta, încât ideal ar fi să vă puneți la un loc energiile, nu fiecare să tragă la căruță în altă direcție. Să nu se transforme totul într-o competiție, care pe care. Sigur, există doza de competiție, pentru că fiecare consideră că acea resursă cu care vine în joc e esențială. Ce te faci tu fără banii mei? O să zică cineva. Dar voi o să spuneți, dar ce te faci tu fără energia mea? Deci e un sentiment de unul fără altul nu se poate, dar fiecare trage pe turta lui că el e cel mai important în povestea asta. Nu, povestea asta merge cât timp amândoi sunt așa ca două emisfere prinse într-un întreg și formează sfera. Cuplu, prieteni, lucru în echipă, tandem. E ca la bielă manivelă. Păi, biela fără manivelă nu funcționează. E un lucru mecanic acolo în care unul pe altul vă susțineți, unul pe altul vă completați și probabil începeți să priviți această relație altfel. Așa, pe principiul ăsta de reciprocitate, de complementaritate, în niciun caz de adversitate. Fecioarele, încă mai aveți luna, acolo un picuț o să mai aveți în zodia voastră, iese undeva spre seară, vă părăsește, dar și-a lăsat amprenta foarte puternic, cu atât mai mult că a primit și niște aspecte minunate. Ce drept, mai către seară o să formeze și o poziție cu Neptun, ceea ce s-ar putea să vă genereze așa o stare de dubiu, de neclaritate, pe cât de sigur erați ieri sau pe parcursul zilei cu privire la un proiect care părea bine conturat, apare o pală așa de vânt care începe să vă picure stropi de neîncredere, de îndoială, chiar asupra acelui lucru care părea foarte bine conturat. Era o tranzacție încheiată, începe să vă întrebați, oare am făcut bine? Ați primit un răspuns, dar oare, apare un oare în mintea voastră, în inima voastră, care vă generează un dram de reticență, de frică de a merge mai departe. Foarte posibil să fie existat multă vreme acest recul, această tragere înapoi. Cât timp a fost Marte retrograd, probabil voi ați construit ceva, așa este. Dar de multe ori v-ați tăiat singur creanga, v-ați oprit înainte de a acționa, v-ați răzgândit. Mereu apărea așa un blocaj de nu, nu, mai bine nu. Teamă, probabil. Teamă, suspiciune, îndoială, stres, îngrijorare. Vai, câte au trecut prin inima voastră cu privire la planul ăla, care acolo vroiați, acolo nu vroiați. Începeți să vă clarificați un pic direcția cu privire la planul ăla așa oscilant. Tot cu un pic de teamă, deocamdată, câteva zile vă trebuie probabil, până își revine un pic Marte din retrogradare. După ce va începe Marte să meargă fără nicio opreliște, veți recăpăta încredere în planul ăla. Deocamdată sunteți taman acum în momentul ăla cel mai fragil. Poate chiar pe buza abandonului, chiar poate pe momentul ăla când ziceți clar că nu iese, e lupta asta între o să iasă și nu o să iasă, dar un pic influențat către nu, către
Ceva nu merge, ceva nu-i bine în toată povestea asta. Prudență pe semne. Și poate prudența e benefică. Poate chiar trebuie să dați un răspuns, trebuie să faceți ceva, trebuie să alegeți o cale și deocamdată stați așa în gară, mai bine, mă mai gândesc câteva zile. Cereți un răgaz, mai analizați odată problema câteva zile de acum încolo și peste câteva zile probabil veți ști mai bine care e varianta cea mai bună. Balanța, în seara asta intră luna la voi în zodie și o să vă bucurați de câteva din efectele sale benefice. Bun, undeva prima reacție este că face o opoziție cu Jupiter din Berbec, da, nu e așa o problemă pentru că avem parte de opoziții ale lunii mai tot timpul. Dar s-ar putea ceea ce simțiți voi să fie o necesitate de autoritate în viața voastră. Vi se cere un pic de curaj de a pune piciorul în prag. Și decizia asta voastră foarte fermă, foarte voluntară, da, cu o personalitate foarte puternică, șochează. Cineva nu se așteaptă ca voi să fiți atât de puternic, încrezător, agresiv. E un curaj nebun pe care îl aveți. Veți spune în fața cuiva un nu sau un da, dar acel cineva nu se așteaptă ca voi să fiți atât de sigur, atât de ferm. Cineva încă mai crede că vă poate manipula, cineva poate chiar v-a și manipulat în tot acest timp. Cu un Marte retrograd acolo în gemeni, foarte posibil cineva să vă fi inoculat multă vreme niște gânduri care erau în beneficiul lui, nu al vostru. El vine o mică zguduială așa a conștiinței voastre când deschideți ochii. Stai mai, eu sunt la putere, eu sunt conducătorul acestei mașini, nu ăla de alături care mă duce pe căi greșite, că pe semne, pe undeva, v-ați mai rătăcit într-un anumit proiect. V-ați dat seama că influența copilotului, să zicem așa, tovarășului, e nefastă. Și luați măsuri și sunteți drastic și sunteți sigur pe voi și sunteți șeful și sunteți capitanul. Uimitor pentru multă lume. Nu sunteți genul atât de autoritar, dar simțiți nevoia să o faceți. Să spuneți ceva foarte clar. Bun, nu o să o faceți la modul despotic, să dați cu ei de pământ, dar cineva, îi stricați planurile cuiva prin această atitudine, pentru că acel cineva încă se baza că o să vă ducă mai departe pe calea pe care v-a dus atâta vreme și nu vostru sau trezirea voastră, mai bine zis, la realitate, îi încurcă lui planurile. De unde mai scoate el mai departe ceea ce a obținut multă vreme? Vă ridicați în fața șefului, vă ridicați în fața unui colaborator, unui coleg, soțului, cuiva care în tot acest timp v-a picurat așa o doză de neîncredere în voi, o doză de neclaritate. V-a pus o ceață pe ochi și iată, ceața s-a ridicat și veți acționa în beneficiul vostru de data asta. Cu un dram de egoism, dar un egoism benefic vouă. Scorpionul, simțiți așa că se apropie un moment foarte important pentru voi. Un moment posibil foarte amânat. Trebuia cândva să se întâmple un eveniment. Dar din cauza retrogradării lui Mercur de la sfârșit de octombrie, evenimentul ăla a stagnat, a intrat pe linie moartă și a schimbat datele problemei, deci s-a reconfigurat totul. Atunci, imediat după octombrie, planul ăla n-a mai mers în direcția pe care i-ați dat-o voi, ci a făcut un ocoliș, a trecut pe linie moartă, ceva nu a mai continuat așa cum vroiați voi. E, revenindu-și Marte, care chiar guvernatorul vostru este revenindu-și de azi înainte la mersul normal, simțiți și voi un vânt prielnic ca lucrurile să se reașeze pe făgașul normal. Probabil nu peste noapte, îi trebuie câteva zile. Planul ăla dă din nou semne de viață, se reactivează, se reaprinde o
flacără mică acolo, deși credeați că e stins complet focul ăla. Indiferent ce-o fi. Poate fi vorba de o iubire care murise sau stagna în ultima vreme. Pe cât de bună a fost o vreme, pe urmă a picat în extrema cealaltă și acum parcă dă semne așa de revitalizare. Sau orice altceva. O afacere, o tranzacție, un proces în care erați implicat, probabil de câteva luni, care intrase așa pe un făgaș fals, poate, pe o pistă falsă. Nu în direcția aia mergeau lucrurile. Revin la normal. Deci puteți privi această revenire a lui Marte ca pe o redresare, ca o revenire în circuit, pe făgașul normal, ca lucrurile să revină așa cum trebuie. Iar de acum nimic nu o să mai întoarcă mașinăria. Dacă tot revine în circuit, tot așa o să meargă de acum încolo multă vreme. Planul ăla pe care l-ați văzut cu ochii voștri că stagnează. Săgetătorul, aveți o doză de jucăușenie, divertisment, șotii, chef de distracție, poate. Acest Marte al vostru, Marte al tuturor, la urma urmei, dar un Marte retrograd acolo, parcă vă aduce aminte de partea ușoară a lucrurilor. Ceva de genul, dar ce mă chinu eu așa de tare? Când totul are rezolvare, la urma urmei? V-ați dat cu capul de toți pereții într-o anumită situație și v-ați făcut griji. Vai de mine, de ce nu merge lucrul ăla? De ce nu înaintează? De ce nu merge așa cum vreau eu? De ce nu merge în ritmul pe care vreau eu? Era o doză de ego foarte puternic cu privire la o situație. Dar această oprire a lui Marte din mers retrograd are o doză de zâmbet pentru voi. Parcă vă vine să râdeți. Măi, ce m-am chinuit eu așa de tare? Ce mi-a făcut toate probleme? Că de acum o să meargă. Sau orice problemă are o rezolvare la urma urmei. Poate ați dat vina pe voi, că ceva nu merge bine, poate ați dat vina pe altcineva, dar e o lumină colorată care cade peste aceeași situație. Și de aia parcă vă vine să râdeți, parcă vă vine să luați în glumă, parcă vă vine să tratați ca pe o distracție toată povestea aia, care cine știe de când vă luptați. A fost o situație, ce-o fi fost ea acolo, care ba mergea, ba nu mergea și când nu mergea, normal, vă făceați toate grijile pământului și vă chinuiați. E momentul ăla de relaxare, de detașare, de uf, clar că o să se rezolve. Nu cum vreau eu, nu când vreau eu și așa mai departe, dar se rezolvă. Vă trece stresul, vă trece înverșunarea, încrâncenarea, lucrurile care v-au dat peste cap, clar. Poate chiar o relație a mers defectuos și poate aveți acum ocazia de a discuta cu această persoană, cine o fi, un om care vi s-a părut o vreme, orică vă irită, orică își bate joc, orică e neserios, l-ați privit ca pe un inamic care nu privea lucrurile la fel ca voi. Și v-ați tot întrebat de ce, de unde interpretarea asta greșită, ce a dus la conflictul ăsta al vostru. Dar a fost un conflict minor, a fost un conflict care poate fi tratat cu zâmbetul pe buze, cu ironie, cu jucăușenie, așa cum am spus. Poate vine o zi, poate nu neapărat astăzi, vine o zi în care o să stați de vorbă cu acest om și o să vă aduceți aminte de disputa asta infantilă și o să începeți să râdeți. Pe principiu, bă, dar ce proști am fost. Ce ne-am cramponat așa de tare? Ce ne-am urât atâta timp? Când, cu siguranță, la baza ce-o fi fost acolo, neînțelegerii, a fost o toană. O toană pe care, între timp, ați depășit-o și, încetul cu încetul, foarte posibil să reparați relația respectivă. Capricornul. Marte își revine din retrogradare, încetul cu încetul,
Și la voi este într-o zonă a muncii, a sarcinilor de zi cu zi, a datoriei, a obligațiilor, a treburilor pe care, foarte posibil în ultima vreme, ori le-ați trecut pe linie secundă, nu neapărat moartă, parcă a fost o reconfigurare a priorităților în viața voastră. Încât un lucru care cândva era cel mai important, când ați văzut că nu mai înaintează conform planurilor, ați mai micșorat ritmul. Nu mai era number one pe lista de priorități. Acum redevine importantă situația aia. Începeți să realimentați proiectul, planul, acțiunea, ce-o fi acolo. Începe să vă placă din nou, începe să vă atragă din nou, începe să vă ocupați din nou de ceva ce v-a făcut plăcere, cu siguranță v-a făcut plăcere, a fost ceva în care ați pus talent, creativitate, bucurie, o energie pozitivă, gen un hobby de care o vreme v-ați ocupat și ceva a intervenit încât a trebuit să-l abandonați. Sau să nu-i mai dați atâta atenție ca până acum. Sau o iubire, sau o acțiune, sau ceva de care e ca și cum ați construit o casă și pentru că s-au terminat resursele la un moment dat, ați zis pauză, casa asta rămâne acolo și când ne refacem cu banii, continuăm construcția. Se pare că au început să apară resursele alea care au lipsit în ultima vreme. Se umple la loc recipientul cu energie. Și canalizați energie spre proiectul ăla. Și îl vedeți că renaște și vedeți că n-a murit în tot acest timp, el a rămas acolo, nimic n-a diminuat pasiunea, plăcerea cu care v-ați ocupat cândva de el. Și dați apă la moară și îl realimentați. Și încetul cu încetul, în câteva zile, o să-l vedeți din nou într-o formă conturată, începe să miște, o să fiți mai optimist, mai încrezător. Semn că nu a fost un abandon, nu a fost niciun eșec, ci a fost o hibernare. Ați lăsat în hibernare proiectul ăla și acum se trezește la viață și începe să trăiască din nou. Vărsătorul. Aveți motive de sărbătorit, de parcă vi se face dreptate. Ați fost într-o situație din care ceva nu v-a mulțumit pe voi. Altul a câștigat ceva ce vă aparține, altul a avut dreptate înaintea voastră, altul era pe piedestal, nu voi. Deci o vreme v-ați simțit nedreptățit, dat la o parte, neapreciat așa cum meritați. Da, cred că ăsta-i cuvântul. Ați primit ceva nemeritat. Sau nu vi s-a dat ceva meritat. E, se recalibrează totul. Se reașează ordinea firească a lucrurilor. Încet. Reapar șansele de a fi din nou voi în centrul atenției. Începeți să vă recăpătați puterea, valoarea, lumina, toată forța aia de odinioară. E ca atunci când o vreme ați fost în primii trei, într-un clasament, dar dintr-o greșeală, dintr-o neglijență sau dintr-o intervenție nefastă din partea cuiva, vi s-a luat acel avantaj de a fi în primii trei. Hai, să nu zic primul. Dar în tot acest timp voi ați zis, măi, nu, nu, eu nu mi-accept înfrângerea. Eu acolo trebuie să fiu, în primii trei, eu acolo merit să fiu. Deci voi sunteți conștienți de valoarea voastră, dar cineva v-a șterpelit norocul, să zicem așa, o vreme. Dar voi v-ați adunat dovezile de rigoare, n-ați scăzut ritmul, nu v-ați lăsat învins. E, gata, mi-am pierdut poziția, clar că nu o să mai obțin niciodată lucrul ăla pierdut. Nu, voi ați așteptat. L-ați așteptat pe Marte. Să-și revină Marte din retrogradare, ceea ce se întâmplă azi. Și acum recăpătați vânt, prielnic, să descoperiți neadevărurile, să vă faceți dreptate, să vă redobândiți ce este al vostru pe merit.
Parcă sunteți stimulat. Un vânt așa pe voi vă reașează acolo unde vă e locul. Posibil să nu se întâmple peste noapte, dar e un proces de revendicare a unui lucru pe care îl meritați. E al vostru. E premiul vostru, e iubirea voastră, e vârful vostru de cucerit, e prăjitura voastră. Dar cineva s-a înfruntat din această prăjitură. Da, poate implicit în plan sentimental ați simțit lucrul ăsta. Cineva v-a furat iubirea, dar nu v-ați lăsat. Nu ați abandonat, nu ați prins ură, nu ați avut reacții negative. Nu-i nimic, recapăt totul și vă recapătați. Forța, puterea, poziția, imaginea, prestanța, valoarea, tot ceea ce considerați că vi s-a luat pe nedrept, revine încetul cu încetul în matcă. Peștii. Trebuie să fiți un pic atent la niște vorbe care se pot scăpa într-un astfel de moment. Sunteți într-un moment delicat, când acest Marte e un pic beat așa. Faptul că își revine din retrogradare, până mai ieri mergea invers, acum stă un pic și se pregătește să meargă normal înainte, dar e un pic turmentat așa, e clar marcat de o imagine falsă asupra realității. E ca atunci când te trezești din somn și încă nu prea știi pe ce lume trăiești. Și într-un astfel de moment de bulversare, de neclaritate, există riscul să scăpați porumbelul, să spuneți ceva nepotrivit, să luați o decizie proastă, să răniți pe cineva, să dați un răspuns nepotrivit, un cuvânt, o declarație, o frază pe care o să o spuneți la un moment dat, există riscul să fie greșită, ori pentru voi, ori pentru altcineva. Și să genereze așa o zonă de ranchiună, veți depune un efort după aceea să reparați situația. Sau, poate, porumbelul ăsta e de mult zburat, l-ați scăpat de mult și acum începeți să-l conștientizați și să vă gândiți și să vă mustre conștiința și să primiți niște semnale de la univers sau de la conștiința voastră că nu, nu-i bine ce ai făcut acolo, vă zice cineva. Posibil să nu acceptați. Cum n-am făcut bine? Sigur că am făcut bine. Ba, o să vă mai gândiți așa, primiți semne de intuiție, de avertizare, vise, stări, emoții, mai aparte, încât poate nu azi, mâine, o să vă treziți că n-a fost bine ce ați zis. Ori ce ziceți acum, într-o zi o să vă dați seama că ați luat o decizie pripită sub aburii acestei finalizări de retrogradare marțiană, ori e de mult problema. De la final de an 2022, de exemplu, și abia acum vine înapoi acasă conștiința. Parcă a zburdat o vreme mintea pe coclaur și acum vorba aia vă vine mintea la cap și înțelegeți ce n-ați zis bine, n-ați făcut bine, n-ați decis bine. Și parcă vreți să dregeți busuiocul. Sau ideal ar fi să dregeți busuiocul. Vi se oferă șansa să dregeți busuiocul. Cine a fost rănit în toată povestea asta, sau poate chiar vouă v-ați făcut un rău la un moment dat prin ceea ce ați zis, așteaptă un semn de a repara. Cineva e supărat, cineva e șifonat, cineva e rănit de cuvintele alea aiure aruncate cândva și începe să vă gândiți, să căutați o cale pe semne. Poate nu neapărat azi. Câteva zile de acum încolo veți găsi veți căuta limbajul potrivit, metoda potrivită, cadouașele potrivite, o formă de a relua această poveste, că probabil regretați, probabil ați pierdut ceva drag vouă, plăcut vouă, vă lipsește lucrul acela, lucru, omul, situația, ce-o fi fost acolo, dar pe care le-ați aruncat așa la gunoi într-un moment de furie, de derivă mentală cândva. Asta este ziua de 12.
Să-i dăm drumul, un șut așa lui Marte înainte să ne facă, să ne apucăm serios de treburi care nici noi n-am știut în ultima vreme încotro să le ducem. De acum poate că o să știm. O zi bună, să aveți mai ceva ca în horoscop.